Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean aici la Roman 24 online. O temă fierbinte, mai ales acum în pragul vacanței elevilor, e aceea cât și cum dau profesorii teme pentru acasă, teme pentru vacanță, și cum poate fi respectat un recent ordin al Ministerului Educației și Cercetării semnat de ministrul Mircea Dumitru, ministru tehnocrat al învățământului, care, așa cum știți, are săptămânile numărate pe fotoliul acesta, urmând probabil ca fotoliul de ministru al educației să fie ocupat de fostul ministru Câmpeanu, pentru că, așa cum se știe din negocierile politice, dumnealui este propus pentru postul de ministru al educației. Pentru a dezbate această temă am în platou emisiunii două colegi, le pot spune, ținând cont că meseria mea de bază este de cadru didactic. Este vorba de doamna Mihaela Păslaru, director adjunct la Colegiul Național Petru Poni, Petru Poni. Bună ziua. Bună ziua și bine ați venit, doamna director. Bine, și doamna profesoară Monica Dâmbe, profesor de matematică, exact, deci eu am specialitate română, dumneavoastră matematică și dumneavoastră... Eu religie. Religie. Un obiect, singur obiect la care nu se dau teme. Pentru acasă. Da. Doamna director, să vorbim un pic despre ordinul acesta. V-a luat prin surprindere pe dumneavoastră ca și cadre didactice, pentru că mie, din experiența mea de 40 de ani în învățământ, mi se pare imposibil de aplicat, mai ales, adică să limitez printr-un ordine ministru ca elevul să nu mai muncească decât 3 ore acasă. Valabil același ordin, deci două. Valabil același ordin și pentru țâncul de clasele 1-4 și pentru, să zic mai puțin elegant, vlășganul de clasa a 10-a, 12-a, 11-a. Da. Ordinul de ministru, părerea mea este că doar a vrut cumva o reactualizare a vechiului ordin. Bineînțeles, cu această modificare, dacă în vechiul ordin aveam 2-3 ore... Există un ordin? Din ce an? Există un ordin pe care eu l-am adus aici ca să avem, să vorbim termen de comparație, de cauză. Este adevărat, este ordinul din 1999. Da? Ordinul numărul 3066 din 11 ianuarie atunci? Din 3099, trebuie să vă spun, eu eram puțin depășită pe atunci ca să mai știu de ordine, de cine era ministru. Ne putem uita. Deci avem ministru Andrei Marga. A, domnul Marga. Da, în vechiul ordin era prevăzut 2-3 ore, cel mult 2-3 ore pentru temele de acasă. Cred sau bănuiesc că acest ordin a avut în vedere în special copiii de 1-4 și de gimnaziu, unde într-adevăr câteodată se mai depășește un pic acest interval orar. Pentru că și acolo, chiar la gimnaziu. Și la gimnaziu, dar bine, acum nici nu putem să lăsăm copiii numai să stea numai pe Facebook sau pe calculator, pe jocuri. Și este puțin cam greu de aplicat. 2 ore la liceu și la gimnaziu. La gimnaziu deja credem că ar trebui să crească puțin acest interval orar, nu cu foarte mult, că nu suntem adepții temelor angro la copii, dar copiii trebuie să aibă un pic timpul ocupat. Dacă îi lăsăm prea liberi, vedem cam tendința în care au luat-o. Foarte multă violență, foarte multe vorbe aruncate din diverse motive, cluburi, e violența verbală și fizică care a început să se manifeste foarte mult în școli. Este ok să înțelegem că temele trebuie să fie făcute, ele sunt pentru aprofundare, pentru a înțelege mai bine materia care s-a predat la școală, dar e greu să limitezi la 2 ore
cele 6 disciplinele pe care le face cu un copil într-o zi la școală. Da, haideți să vă dau un exemplu de data aceasta din experiența mea de bunică. Nepoata mea astăzi elevă la în clasa 8-a la liceul de muzică și arte din Iași, era anul trecut la Roman în clasa a 7-a. Pentru vacanța de iarnă a avut numai puțin de 170 de exerciții la matematică. Și aici doamna profesoară o să spună, erau zilele pregătitoare de înainte de Crăciun, de asta plângea și făcea exerciții, ca odată ajuns la școală, nici măcar să nu îi mai fie controlate temele. Asta, lucrul acesta n-am să-l luim niciodată și era o exagerare. Deci sunt și materii și colegi la care se exagerează. Deci sunt colegi care exagerează. Aici. Și fiecare îi focusat pe obiectul său. Păi, tocmai asta trebuie să înțelegem, că sistemul nostru de învățământ și colegii noștri trebuie să înțeleagă că disciplinele trebuie să lucreze împreună. Deci nu, eu vin la religie, eu vin ca o completare. O completare de pe partea umană. Deci dumneavoastră sunteți fericit că nu aveți de dat. Nu am, este foarte adevărat, dar asta nu înseamnă că eu n-am să dau niciodată teme sau eu nu lucrez exerciții cu copiii în clasă. Tema nu înseamnă neapărat, da? Să dai ceva să scrie. Deci eu îi dau temă să citească. Am un exercițiu pe care l-am în manual, dar e un exercițiu pe care eu nu-l oblig să-l facă, dar îl pun să-l citească, pentru că din acel exercițiu el va înțelege ceva. Își va aprofunda materia pe care am studiat-o la ora respectivă. După aceea, la ce mai folosește ce fac eu la oră? Păi îi folosește, pentru că eu, dacă îi dau o temă de gândire, deja el s-ar putea să întâlnească un cuvânt care nu l-a înțeles, o să ducă în dex. Da? Deci învață să lucreze cu dex-ul. S-ar putea o dată pe lună, o dată pe semestru să-i dau să facă un referat sau un eseu. La ce îi folosește? La limba română pentru bacalaureat. Deci noi trebuie să lucrăm împreună. Și la matematică. E un răspuns logic la mine. Dar logica mea de la mine îl ajută și la matematică? Da, și nu deci, e corespunzătoare. Eu vă spun din experiența mea de 40 de ani în învățământ, deci română. Eu am fost profesor de limba și literatura română la școala Sagna. Deci o școală din mediul rural și în ultimii 5 ani la numărul 3 detașată. Ei, nici la Sagna, nici la numărul 3 nu puteam permite să dau excesiv de multe exerciții. Pentru că mă trezeam în situația că jumătate de clasă nu le făcea. Și atunci preferam să dau 1, 2, 3, mai puține exerciții și să-mi vină elevul cu ele făcute. Pentru că aici mai există, din punctul meu de vedere, o altă problemă în discuție. Noi putem, în timpul unei ore, să măsurăm cam cât poți tu realiza. Deci eu lucrez în timp de o oră cu elevii atâtea. Cam câte reușiți să faceți, doamnă profesor? Depinde de clasă, depinde de nivel. La clasă, sigur că da. La clasele cu nivel ridicat poți să faci foarte mult și foarte divers. Cam câte, și, așa? Nu pot să vă spun, pentru că depinde de lecție, depinde de dificultatea ei și atunci poți să mergi de la 6 probleme de bază, probleme pilot, ca să zic așa, și maxim fiind ăsta și mai jos. Dacă mă duc pe lecții recapitulative, fac mult mai mult. Dar pe lecție de predare... Bine, că atunci face o oră întreagă. Pe lecție de predare am de predat și la fiecare moment al lecției facem aplicație. Deci structura la mine la lecție nouă începe cu definiții, exemple, contraexemple, proprietăți și la fiecare din aceste subpuncte lucrez cu elevii pe cât posibil. Adică ne folosim de cunoștințele vechi ca să le introducem pe cele noi. Că asta e cu matematica, se leagă ca verigile unui lanț. Îmi spunea doamna director dascălu că dumneavoastră aveți și postura aceea de mamă cu un elev la Colegiul Național Roman Vodă. Da. M-ar interesa acum
dacă apreciați că există diferențe și între unități școlare respective, pentru că știm că Roman Vodă cu toții ne-am dorit să fi predat acolo, da, și să ai și elevii de acolo. Deși și acolo sunt clase și clase și acolo sunt. Corect. Știți cum este? Fiecare școală are particularitățile ei. Și în funcție de profile este și nivelul copiilor. Dacă avem copii care, a căror părinți se ocupă de ei, țin legătura cu școala, avem și performanțe. Dacă avem copii la care părinții vin poate o dată pe an sau o dată în 4 ani, dar să ne gândim la cei cu părinții plecați? Exact, cu aceștia care ținem legătura numai prin telefon, prin e-mail, atunci obligatoriu rezultatele sunt. Și dacă se interesează de copiii de lăsați acasă. Exact, și odată la 4 ani. Am avut astfel de cazuri. Foarte mult contează familia. Foarte mult contează ca părinții să înțeleagă că trebuie să se ocupe de copii și să colaboreze cu ei și cu școala, dar să comunice cu copiii. Și mai este încă o chestiune. Eu am discutat cu foarte mulți colegi din diverse școli, de la Roman Vodă, de la școli generale, cu psihologii școlari, cu asta. Se pare că ministerul a pus aici un pic carul înaintea boilor, cum se spune în zicalele noastre românești. Nu a mers pe descongestionarea programelor școlare, vorbim de ani și aici ani de zile foarte bine, și mai vorbim foarte de bacalaureat diferențiat și mai vorbim pentru că și elevul de la Petru Poni, care este un colegiu tehnic, și cel de la Roman Vodă, care este un liceu colegiu național, colegiu național și la, mă gândeam acum la liceile astea vocaționale unde sunt, bacalaureatul e la fel. El tot atâta trebuie să învețe și pentru capacitate, tot atâta. Bine, la discipline, da. Da, la Roman Vodă pe matematică vorbesc, este M1, la celelalte M2. Da. Ce, să explicăm telespectatorilor. M1 fiind cei care fac mate-info. Matematică informată. Ceilalți, știința ale naturii, plus noi tehnicul, într-adevăr, mergem pe M2. Însă noi avem dificultatea că avem noi 3 ore la dispoziție, pe când ceilalți au 4 pe aceeași materie. Da, păi vorbeam aici de disciplinele de bază, pentru că știm că este și o disciplină la alegeri, la bacalaureat și așa mai departe, dar voiam la disciplinele de bază. Deci, suntem dezavantajați, într-adevăr. Avem număr mai mic de ore pe aceeași materie și concurăm cu aceeași. Plus, și după aia, haideți să ne gândim diferența dintre nivelul de învățământ de la Petru Poni și să luăm Ion Ionescu de la Brad, unde știm că promovabilitatea este la pământ, acolo numeri pe degete câți elevi au bacalaureat. Trebuie să ne gândim la nivelul fiecărui om până la urmă, al copiilor, dar și al oamenilor în general. Nu toți suntem dotați la fel. Dacă mergem să facem așa diferențiere, merg pe Roman Vodă că e primul, merg pe, pe Petru Pone, merg pe Ion, nu este o privire corectă. Pentru că pentru fiecare dintre noi trebuie să existe un nivel de învățământ conform aptitudinilor sau dotărilor noastre asta pe care le avem. Asta e și este foarte greu de aplicat în semne, în opinia mea, și probabil că și noastră o să vă spuneți părerea în asemenea ordin în cum stai să măsori în cancelar, în recreația de 10 minute, vii și o întrebi, doamna Drâmbe, câte teme ați dat dumneavoastră, ca să știu eu că intru la clasă, eu sunt Alexandru Kramer, vin la română și să știu câte teme îți dau eu la română. Deci nu se face așa. Deci eu, dacă am ceva obiecții legate de acest ordin, este această limitare de cel mult 2 ore. Și nu mă gândesc atât la acest timp, ci mă gândesc la copii. Păi copiii sunt foarte diverși, au capacități diverse. Asta-i. Unii învață asta-i mai repede, poate nu au nevoie de cele 2 ore, da, dar unii poate au nevoie mai mare de 2 ore. Și atunci, și dacă părintele citește și nu știe, nu e în cunoștință de cauză, vede că lui stăm 3 ore la studiu în loc de 2 ore, păi vine și mă ceartă pe mine ca profesor că eu i-am dat mai mult decât poate el. Și eu i-am dat pe medie, adică până la urmă
limitarea asta nu este în regulă după mine. Fiecare să învețe cât poate, cum poate, ca să-și atingă potențial. Eu cred că ordinul, intenția ordinului a fost acela de a mai, mai tempera excesele. Exact. Pentru că trebuie asta să recunoaștem că exact. Sunt excese. Exact. Și fiecare profesor cu orgoliul lui, cu... Nu știu, eu, din punctul de vedere al părintelui, aș ruga pe domnii colegi, profesori, să se gândească că probabil marea majoritate sunt părinți și să se pună în locul copiilor sau al părintelui, să vadă cum ar reacționa dacă copilul lui ar primi acasă, cum ați spus dumneavoastră, pe perioada vacanței, mai ales la Crăciun, când știm că sunt sărbătorile, toată lumea merge în vizită, 170 de probleme. Este enorm de mult. Pot să dau, eu vă recomand, eu vă dau această cifră, dar aș vrea doar jumătate sau măcar jumătate să faceți, dar gândește-te, tu ca și cadru didactic, că acel copil are niște limite, așa cum le avem noi, are și copilul. Eu așa aș ruga colegii care sunt în aceste cazuri de excese de zel, să dăm foarte mult de lucru acasă. Nu facem altceva decât să-i îndepărtăm. Este drept că elevii noștri, odată ajuns în străinătate, să zicem, sunt foarte bun în raport cu ceilalți. Vă dau un exemplu. Din familie, o rudă de-a mea a avut copilul până anul trecut în țară, undeva la un liceu în țară și l-a luat în Anglia. Ei, aici era copilul corigent, acolo este fruntaș și face parte cu brio, dar ce mai discutam că există, bine, acum și raportat fiecare țară în parte și are specificitatea sa. Vorbeam cu cineva care are copii în străinătate, era un om politic cu care discutam în campanie și vorbea tocmai de reformarea aceasta a învățământului și spunea acolo gradual, deci se ia din clasa întâia mai mult joacă, mai mult asta, până ajunge la clasele terminale să fie un efort într-adevăr consistent și foarte mult pe aplicație, pe când învățământul nostru, să recunoaștem că e teoretic și nu s-a umblat la programele școlare și la manuale. Și pot să mai intervin, dacă îmi permiteți? Vă rog. Poate că temele astea s-ar încadra în cele două ore recomandate de articol, dacă eu ca profesor aș avea mai mult timp la dispoziție să lucrez în clasă. Nu am acest timp la dispoziție pentru că clasele sunt supraîncărcate. Deci, de unde erau 20-25, am fost obligat, am fost 30, obligat 30, să 35, reunim, chiar. Da? Da. Și atunci, evident că trebuie să-i dai un pic mai mult de lucru acasă pentru a-și fixa lucrurile. Tu faci un exemplu, două, trei de fiecare, cât e nevoie la lecția predată. Nu poți să stai de fiecare copil, păi 30 de elevi în clasă, dacă un minut acord la fiecare, s-a dus jumătate din oră, în 20 de minute predau și efectiv. Bun, și mai este aici o problemă pe care o mare problemă, să știți. Într-un trimestru, de fapt, acum vorbim de semestre. Acum, de câte ori reușești tu ca profesor să scoți un elev la tablă? Că nu prea reușești la o colectivă așa numeroase pentru de că ai de predat, da? Exact cum spuneați, materia este multă, ore puține, s-au scos, să vedeți cum s-a procedat de-a lungul timpului, s-au scos de plină matematică, eu aici vorbesc în cunoștință de cauze, s-au scos anumite capitole și mă trezesc că am nevoie de noțiuni de pe acolo la capitolele nescoase. Deci eu vreau, nu vreau, trebuie să le fac și pe acelea, scoase de formă, formal. Da. De parte din ele. Păi, și deci am aici mari probleme, adică... Ați ajuns deja în perioada simulărilor, pentru că la clasele 8 acum s-au făcut deja simulările, dar există la Iași, eu vorbesc acum de Iași, unde e nepoata mea, există o simulare la nivel de județ, care se face și la noi tot așa, că nu mai știu eu, acum de când am ieșit la pensie, nu mai... La nivel de județ. Nu se face la nivel de județ. Acolo se face o simulare la nivel de județ și se face una și când se face cu... A fost la un moment dat și la noi o tentativă. La nivel de școală. La nivel de școală. Nu. Noi avem simularea din martie-aprilie, când atunci avem simularea. Și e foarte bună și e națională. Suficientă. E suficientă. Aceea îi trezește pe ei.
un pic. Dacă să treabă... E cam târziu, totuși mi se pare Marta, cam târziu, oricând mai ai timp și tu ca profesor și tu ca elev să remediezi. Dar pregăteai până atunci. Trebuie parcursă și materia. Și atunci... Asta s-a întâmplat acum, deci la nepoata mea a primit ceva la simulare care încă nici măcar n-a ajuns cu materia acolo. Nu, perioada este pentru bacalaureat este foarte bună. Martie, sfârșitul martie deja... Plus că noi pregătim, măcar psihologic le spunem, mai vine simularea, adică înveți până atunci ce mai ai de completat în restul timpului care zi, și trebuie să fii foarte sincer, până la urmă simularea asta e examenul tău cu tine însăți. Da, e simulare și la clasa 11 și la clasa 12. Și la 8-a. Și la 8-a, nu, eu vorbesc de liceu acum. Dar pentru bacalaureat, într-adevăr, și în clasa 11-a și poți să analizeze. Deci deja acolo este primul semn de întrebare, unde sunt, unde mă situez la clasa 11-a. Și atunci are timp să, cei de 12-a trebuiau să... Când credeți că va reuși vreun ministru al educației sau ministerul educației să treacă la materializarea acestui proiect de bacalaureat diferențiat pe care îl așteptăm? Eram eu acum 10 ani când am ieșit la pensie. Când a fost vorba de acest... Da, de când se tot vorbește de acest bacalaureat și nu s-a reușit să fie pus pe hârtie, să fie materializat. Și este absolut necesar. Bine, aici că sunt legate de problemele materiale, de schimbarea programei de care discutam, de schimbarea manualelor. Deci trebuie început sistematic, probabil. De la noua deja trebuie de început sistematic ca să poți să... De când ni se tot promite. Un pe partea tehnică s-a început anul acesta o schimbare la module. Și sperăm anul viitor să avem clasa 9, a 10-a, pardon, ca nouă am avut anul acesta și ne sperăm. Că speranțe, că altceva ce să avem. Nu este ușor. Este o muncă titanică, trebuie o echipă noi. Nu știu, eu aș fi de acord să fie o echipă care pleacă din sistemul de învățământ. Dacă vorbim numai de persoane care sunt în birou, atunci vedem și rezultatele. Da. Bine, acum și la Ministerul Învățământului, ca în fiecare minister, ați văzut, stăteam când, acum și ne amintim în 26 de ani câte echipe de miniștri, câți miniștri au avut învățământul. Cred că au avut peste 30 și, pentru că ba o remaniere, ba asta. Ei, și atunci când se remaniază, se duce ministrul, se duce secretarul de stat, pleacă și odată cu el și asemenea ordine care rămân undeva într-un sertar. Spuneați că, de curiozitate, ați comparat cele două ordine. Care ar fi diferența între ele? Deci o diferență majoră nu aș putea să spun că am văzut. Bine, v-am zis, nici nu am avut foarte mult timp să-l aprofundez. Ca o diferență pe care am zărit-o eu ar fi specificarea asta la clasa pregătitoare. Nu se vor da teme pentru acasă. În 99 nu vorbeam de clasă. Exact. Deci câteva... Deci diferențele nu le-am văzut majore. Eu nu am văzut diferențe majore. Atât. Este dacă până la ordinul din 99 am avut cel mult 2-3 ore teme pentru acasă, acum e clar cel mult 2 ore. Doamna Drâmbet, dumneavoastră probabil și dumneavoastră erați și în 99 în învățământ, dar amândouă erați. Ce vă amintiți? Cum a fost el aplicat și cât de repede a fost uitat într-un sertar? Știți cum? Până la urmă, asta, într-adevăr, reglementează niște lucruri pe care unii profesori nu le respectă în sensul acela de care vorbeam, că dau exagerat de mult teme pentru acasă. Eu sunt profesor de matematică și nu am făcut lucrul ăsta. Și nu-l fac. Dau și cât trebuie. De român am fost. Cât trebuie, decât să dau mult și să nu rămână cu nimic și mult și divers, mai bine mă axez pe niște tipuri de probleme. Când le dau tema pentru acasă, au un model pentru fiecare exercițiu dat ca temă și foarte rar, câte un subpunct, două, prin care eu vreau să verific dacă copilul este și poate să facă conexiuni între niște idei pe care le are deja. Dar, în general, au model
ca să poată să se descurce acasă. Adică și cred că fiecare profesor cu experiență și nu numai face lucrul acesta, pentru că legat de temă sunt și niște precizări în această direcție de care vorbesc eu mai înainte. Da? Exact asta zice. Temele pentru acasă trebuie evaluate. Sigur că le evaluăm, pentru că altfel de ce le dăm? Le dăm ca să fie date? Păi le evaluăm și cum? Păi frontal, cum scrie aici. Adică întrebăm, lucrăm cu clasa, cu elevii. Cine n-a putut să facă fără nicio jenă? Aici trebuie precizat. Nu ai știut, asta nu înseamnă că ești prost. Înseamnă că ai muncit. Tactul pedagogic. Da, înseamnă că ai muncit, ai undeva un obstacol și trebuie să-ți lămurești ca să poți merge mai departe. Și repetând asta, copiii încep să aibă curajul să iasă, să pună pe tablă exercițiul pe care nu l-au știut. Indiferent de cât de ușor pare, zic, un exercițiu poate să fie foarte greu, dar dacă tu știi, nu se mai pare greu. Alt exercițiu poate să fie foarte ușor, dar dacă nu știi, poate să fie invers. Deci depinde acum de inteligența, de priceperea, de cum îi vine pe moment ideea copilului de a face exercițiile. De asemenea, discutăm în clasă părțile la care au întâmpinat dificultăți. Pe asta o facem, că asta e rolul nostru, până la urmă, de pedagogi. Sau printr-o testare de aproximativ 10 minute din temă. Nu fac această testare decât dacă copiii îmi spun că nu sunt probleme la temă. De ce? Ca să-mi dau seama dacă este și real ce spun. Că ei s-ar putea să aibă probleme și să nu realizeze unde au greșit. Deci, testarea din temă doar în momentul în care nimeni n-are nicio întrebare, hai să vedem două, trei exerciții care cred eu că le-ar fi putut pune probleme. Dar asta nu ca să-i notez neapărat și să le încondez acolo în catalog, ci să văd realitatea. Deci, lucrurile pe care le facem sunt prezentate în acest ordine, adică are și părți bune. Toate acestea se regăsesc și în ordinul vechi. Da. Deci, ordinul nou vine cu precizări în articolul 3 pentru clasa pregătitoare, pentru învățământul primar. Așa. În special pentru acestea. Bun, și aici mai intervine încă o chestiune de data aceasta, o corvadă pentru cadrul didactic care nu reușește. Doamna profesoară, la câte clase predați dumneavoastră? La 6 clase. 6 clase. Cum reușiți să corectați, vorbim de corectarea acelor teme, asta mai ales în învățământul primar, unde acolo e obligatoriu să corectezi. Eu totdeauna am admirat, vă spun, educatorii și învățătorii, i-am admirat întotdeauna, domnule, cum îți formează copilul, cum ți-l modelează, cum muncesc săraci, aștia părinții nu știu, cum cară zilnic acasă, sacoșe întregi de caiete ca să le poată corecta, câte ori își rup din timpul lor liber ca să corecteze. Este o muncă pe care, drept să vă spun, de admirat. Și un mare politician ieri, adaltă ieri, într-o conferință de presă, vorbea la modul peiorativ despre fostul nostru primar, un profesoraș. Ar fi rămas un profesoraș de liceu. Vă spun, am avut o răbufnire. Dar nu știa că acest profesor a fost elev premiat la matematică, a participat la concursuri și la olimpiade cu rezultate. Da, deci nu... vă dați seama ce să diminutivizez termenul acesta de profesor, să faci profesor. Asta arăți cât de mult peiorativ, îl prețuiești. Dacă gândiți-vă milioane de profesori din țara aceasta s-au simțit, cred că am făcut cel mai acid material pe care l-am făcut eu din viața mea de jurnalist, amintindu-i câtă carte trebuie să știi un profesoraș. Cât de mult învață, cât de mult citește. Și mereu învață. Și mereu învață. Și toate examenele pe care le dai într-o viață de profesor îți uzează și sănătatea și nervii și tot ce vrei și nu te poți prezenta nepregătit în fața clasei. Exact. Nu te poți, că sunt elevii aceia care te încuie, cum se spune. Te încuie și trebuie să te duci pregătit la câte ore vă pregătiți doamna profesor la matematică? Păi acum mai puțin, pentru că am experiența în spate. Acum ce caut problemele noi, revistele de specialitate cu probleme mai dificile, aici este pregătirea mea, durează mai mult, dar pentru clasă deja am intrat într-un ritm alert, normal, firesc. Pot să vă spun că pentru centru de excelență, de pildă, la
niște amici la Roman Vodă, acolo chiar mă pregătesc, da. Pentru că sunt probleme dificile chiar la nivelul clasei a 5-a. Pe ce bază s-a făcut selecția cadrelor? Au dat examen, din câte am înțeles. Nu, selecția cadrelor didactici care predau la Centrul de Excelență. Probabil, sigur, pe rezultatele pe care le-au avut profesorii în anii anteriori la diverse concursuri și... Aha, asta înseamnă că dacă predați acolo, ați avut și rezultate. Nu la cei mici, am avut rezultate la... Lăudați-vă un pic, tot ați venit aici cu rezultatele. Am avut rezultate la liceu, la copiii de la tehnică. Avem concursul Haimovici și concursul regional. Tradițional la Petru Pony. Da, din și acela regional, deci l-am transformat în concurs regional și vrem să-l extindem dacă vom putea. Și deci am avut rezultate. Bine, acolo și la român aveți... Avem și doar de poezie. Doar de poezie, da. Care a devenit acum... practic, adică se dorește a deveni și internațional, că am prietena aia mea, Niță, din Italia, care a fost în jurul la ultima, de acolo. Deci noi sperăm, acum am mai inițiat niște concursuri județene, sperăm să le extindem și să ajungem, dar asta, bineînțeles, necesită muncă și timp. Eu aș mai aduce în discuția noastră încă o chestiune, iarăși foarte mult combătută de minister, problema noianului de materiale auxiliare, care știți că a devenit, după mai ales în ultimii ani, de când cu manualele astea alternative, o adevărată industrie a culegerilor de probleme, iar ministerul aici a interzis ca profesorii să ocupe de să devină, cum au spus, distribuitora editurilor. Probabil acest ordin a avut în vedere și acest lucru. Da. În special la auxiliarele, eu ce le-am observat ca părinte, le-am avut cele mai multe la 1-4. Da, acolo e, da, într-adevăr, acolo e întrecere care are mai multe. La 5-8 dar am și la avut, 5-8. Nu am avut foarte multe. Și ce s-a cumpărat pe limba română sau matematică... Chiar a fost utile. Deci s-au lucrat efectiv pe ele, erau pe programă, nu erau ceva numai ca să mai fie, hai, mai cumpărăm un material, un auxiliar. Nu. Eu am apreciat foarte mult lucrul ăsta. Eu apreciez profesorii care, într-adevăr, știu că trebuie să cumpăr o carte pentru că acea carte îi folosește copilului, este conform programei, îi trebuie la examen, îi trebuie pentru viață, este benefic. Dacă nu, de ce să-l cumpăr? Un alt ban? Îmi amintesc, doamna profesor, de... de pe vremea mea, vestita culegere Gheba nu putea lipsi. Bine, soțul meu, profesor de matematică. Deci eu am acasă. Și, da. Și rămâne și acum una din culegerile de referință, dar nu erau ca acum, își de mii. Deci eu am observat la fata mea în clasa 11-a, lucrează și la matematică am regăsit probleme din culegerile vechi și la fizică. La chimie mai puțin, că nu prea m-am uitat, dar am văzut că domnii profesori mai au în vedere și aceste probleme. Pentru că sunt benefice, sunt bune pentru copii, fac să gândească. În experiența dumneavoastră didactică, câți ani în vechime aveți, doamna profesor? Din 87, nu vreau să fac. Da, și am predat 7 ani la școală generală și după la care, aceea... Unde ați predat la? Școala 7 se numea pe vreme. Pe vremuri, acum e școala de artă. Da, Sergiu Celibidache. Și... Și nu, copii foarte buni. Știu și acolo, știu. Și acum sunt. Deci, acolo a fost o mare greșeală să o recunoaștem, ideea aceea a obligativității și nepoata mea a fost acolo, a învățat vreo 2-3 ani până îi obliga să se ducă acolo cu totul și atunci au pierdut enorm de mult, 100 și ceva de copii au pierdut de atunci. Acum s-a revenit, acum este cam înainte. Da. Deci fata mea la școala de artă, deci am mutat-o de la Mihai Minescu la școala de artă în clasa a 6. Și chiar îi place și chiar... Da. Și la ce instrument? La chitară. La chitară. Exact chitară ca așa mea. Exact ca așa mea cu chitara.
Numai că acum la, va trebui ca în clasa 8-a să se orienteze spre... Că ei au și... Ei au acum, înainte de... din luna mai, încep să intre la școlile astea vocaționale pe examenele la discipline. Istoria muzicii... Bine, chitară. Eu nu am vrut să merg mai departe, ci doar să învețe și altceva și să știți că e o școală la care îi place să meargă. Deci se scoală cu plăcere dimineața, se duce la școală, spre deosebire de dincolo. Deci a fost un real câștig pentru ea. Da, deci, apropo de instrumentele pe care cântă, alea dotate de mine după ce am făcut la Rom TV un bal de caritate, sunt vreo 5 acolo. Eu i-am cumpărat și propria chitară, dar când nu are timp să ajungă acasă, cântă, într-adevăr, cântă pe acela de la școală. Când nu are timp să ajungă acasă să vină să-și ia chitara, că fac tot felul de activități. Și urmează și să urmează, are de gând o carieră în domeniu? Nu, pentru nu, că nu. A mea încă de anul trecut a văzut, bine, a și participat la concursul de astea de genul X Factor, de cu rezultate deosebite, dar are de gând să se mute la clasă de teatru, pentru că la astea de... ea era la chitară și făceau numai chitară clasic acolo, aici da, clasic, vorba, fac, nu da. Fac de rock, de învățământul vocațional oricum e foarte complicat. Dumneavoastră trebuie să știți, doamna director, cum o să, ce se întâmplă la aceste seminarii, unde iar copiii au cele vocaționale. Bine, ei au posibilitatea, fie copiii care merg la astfel de licee, au posibilitatea mai departe să urmeze fie tot o școală de profil, un institut, sau vor, dacă vor să se facă preoți, au această este posibilitate. Este foarte greu acum să mai ia cea de preoție, pentru că vedeți nu este. Acolo... Cine are chemare și dorește, va ajunge. Dar, de asemenea, pot să fac da, o altă școală de profil. Să ajung într-o parohie, să ajung într-o parohie, știți cât e de complicat. Ei, nu știu prea multe, nu mă pot pronunța, pentru că chiar nu sunt în temă, că soțul meu este inginer, nu este preot. Dar, de asemenea, dacă nu este drumul lor ăsta să meargă să fie preot sau călugăr, pot merge pe oricare altă facultate. Și copiii din seminarii, părerea mea este că au o formare morală mai vizibilă. Bine, că acum intervine și acea disciplină aparte dintr-un liceu vocațional. Ei sunt obligatoriu că e romășcan, că e pietrean, că e nu știu care. Au un regim specific. Ei trebuie să stea în internat. Da, și îi disciplinează, îi formează ca oameni. Nu este ceva care le strice până la urmă toată. Da. Și nu este chiar atât de strict cum se crede. Și spuneți-mi, la religie se dau teme? Asta e marea mea curiozitate. Acum depinde de cadrul didactic. Eu personal, da, mai dau câte o temă din când în când, dar este opțional. Dacă aveți timp, citiți acest exercițiu, încercați să-i dați o soluție. Dacă ați făcut-o bine, dacă nu tot bine, dar odată pe semestru o temă scrisă, da. Mă refer la un referat, un eseu. Poate să fie, știu, de exemplu, cum avem Ziua Sfinților, o temă în care să-ți prezinți pe o jumătate de pagină Sfântul al cărui nume îl porți tu. Sau, cum vezi tu viitorul? La cei de clasa 11, 12, deja ne gândim la viața de căsătorie. Dacă este. Dacă altcineva vrea această parte vocațională. Cum vă vedeți? Ce ați dori să realizați? Dar teme scurte, nu foarte lungi, pentru că nici nu au timp și zic eu că nici nu-i atrage chiar foarte mult. Doamnelor profesoare, care sunt opinia dumneavoastră marile carențe ale sistemului de învățământ românesc? Le știm cu toții și ne lovim cu toți, părinți, elevi, profesori. Ei, poftiți. Carențe. Nu, carențe, sunt această supraaglomerare. Deci este supraaglomerarea, programele am dorit să fie un pic mai actualizate. Aerisite, mai... Nu, eu spun actualizate. Este clar că sunt destul de aglomerate.
și am dorit să umblăm puțin la numărul de elevi la clasă. Deci tot timpul comparăm. Cereți un lucru imposibil și din ce în ce mai greu și gândiți-vă atunci nu mai comparăm sistemul de învățământ românesc cu cel din afară. Și gândiți-vă dumneavoastră de controversat această plată pe relev. Exact. Aici e o și mai puțină birocrație. Că suntem plini. Știți, la liceul dumneavoastră știu că au fost mari dificultăți de asigurarea salariilor. Tocmai, datorită numărului de elevi. Mai e și problema că suntem foarte mulți colegi cu gradul didactic 1. Aici e povestea, aici e mare. Așa, bine, acum nu înseamnă că nu trebuie să ne dăm gradele. Dar ministerul trebuie să găsească o soluție și pentru aceste situații. Adică e foarte bine că un profesor își dă gradele pentru că se perfecționează specializarea. Absolut. Păi adică una să-ți învețe copilul cu un profesor care are gradul întâi, care are doctoratul, care... Deci este clar că acel profesor s-a preocupat pentru perfecționarea lui. Și atunci el trebuie apreciat. Și ministerul trebuie să aibă în vedere... Bun, ministerul trebuie să aibă, dar dacă ar depinde numai de el, săracul minister ar avea în vedere, dar depinde de bugetul țării care, și de subfinanțarea cronică a sistemului. Niciodată n-am ajuns la acel 6% ideal pentru noi. Totdeauna ne-am învârtit din 90 încoace undeva, prin 3, și așa, până când a fost 4 și a fost extraordinar, extraordinar de bine. Da. Sunt lucruri care se mai pot rezolva, dar trebuie foarte multă bunăvoință și foarte multă muncă. Aș vrea un pic să mai vorbiți despre emulația aceasta care există între licee și rezultatele deosebite pe care le aveți în colegiul la dumneavoastră. Că știu, iată, ne apropiem acum de jumatea anului. Se termină semestrul 1, intrăm și tot au curs, olimpiade, școlare, concursuri, pe meserii. Da, deci olimpiadele, am vorbit și ieri la un post de televiziune Romașcan, abia au început. Au început fazele locale ale olimpiadelor. Noi suntem un liceu tehnologic, la limba română mai greu reușim să atingem o performanță la o olimpiadă. Nu e imposibil, dar e un pic mai greu. Mergem pe concursuri, dar mai greu un pic la olimpiadă. Noi ne axăm în special la concursul de matematică, concursurile de matematică pe M2, pentru că aici avem o echipă de cadre didactice care se implică foarte mult și copiii. Și copii. Da. Copiii de pe tehnic merg un pic mai greu pe partea asta de literatură, pe partea de compunere, pentru că și eu la religie îi duc pe copii la olimpiadă, dar la fel, unde ne oprim? Ajungem până la faza națională și la faza națională ne-a oprit, am dat kicks pentru că n-am reușit să facem eseul care trebuia, să-l compunem. Deci, nu sunt copii pentru așa dotați, să zicem, sau n-au destulă cultură generală sau înclinație pentru a compune un eseu. Nu înseamnă că domnii profesori nu muncesc, pentru că muncesc extraordinar de mult. Enorm. La limba română, rar avem copii care să pice la bacalaureat. Foarte rar. Dar este pe nivelul lor. Pentru atât cât este un liceu tehnologic. Mergem pe partea tehnică la fel de bine cu olimpiadele, la fel și la concursuri. Eu apreciez catedra tehnică, de fapt că apreciez toți colegii, nu doar câțiva, dar fiecare se implică pe partea lui, pe domeniul lui. La protecția mediului am obținut statutul de ecoșcoală. Avem steagul verde de anul acesta. La economic, de asemenea, sunt rezultate cu firmele de exerciții. Cum să spun, v-am zis, fiecare domeniu, la fiecare domeniu colegii se implică și muncesc și fac. Atât cât reușim, cât avem posibilitatea. Dar rezultate sunt și păcat ar fi să spunem că nu se muncește sau nu se face. Și, dar nu putem să avem rezultatele din Roman Vodă. Locul. Mă gândeam, uitați-vă la colegii de la Liceul Vasile Alexandrie. Acolo s-a format de-a lungul timpului adevărată școală de chimie. Este colega noastră Mihaela Mărzi acolo, o fată deosebită. Da. Nu, dar este o muncă de ani de zile. Nu da, e o muncă de ani care de zile. Are surorile acelea care au ajuns la medicină.
medicină militară, alta la o facultate și în fiecare an este o pepinieră de olimpici acolo care ajung până în faza olimpiadelor naționale cu premii la olimpiadele naționale. Dar este o sufletistă și, da, și o capacitate. Da. Da. Nu, la toate domeniile se muncește, se face. Dar acum nu putem. De asta vă spun. Când, cu ce avem, adică da, încercăm să. Când am auzit un dispreț suveran profesoraș, m-a scos din minți, efectiv m-a scos din minți o asemenea. Cum să insult să. Eu aș ruga un astfel de personaj politic. Personaj, nu știu, n-am văzut despre cine este vorba, nu cunosc. Dar o persoană care discreditează un cadru didactic. Eu l-aș invita să țină o oră, o lecție, la orice nivel dorește. Pornind de la grădiniță până la clasa a 12-a sau a 13-a seral, unde dorește. Să vină, să facă o oră, dar nu la o clasă care este fruntea, ci la o clasă, zicem, medie. Nu îi punem nici la coadă. Să vină, să vadă cum se lucrează cu 30 de elevi la clasă. Și dacă poate să facă performanța fără implicarea părinților, fără implicare în plus de la cadrul didactic. Eu așa aș invita. Da, ce oră, o zi să stea. Într-o oră nu-și dă seama. O zi să vină să predea. Da, eu zic măcar o oră. Nu, dar să reușești să te faci ascultat, să ai autoritate în fața copiilor, mai ales când s-a trecut de faza aceea în care cadrul didactic era zbir. Asta, ca să cât tact pedagogic îți trebuie ca să ții o clasă în mână, să le dai de lucru fiecare după puterile lui, să nu fie gălăgie în clasă și așa mai departe. Deci și pentru asta trebuie să ai o vocație aceea de dascăl. Exact. Da? Da, nu este ușor să-i ții în frâu. Ca să zic așa, vorbim metaforic. Eu am avut ocazia recent să particip la o oră la grădiniță. Vă spun sincer, eu obișnuită să predau doar la liceu, mi-a fost foarte greu să cobor la acest nivel. În condițiile în care ora la grădiniță e de 20 de minute, da? Totdeauna am avut o admirație atât pentru educatoare cât și pentru învățătoare. Da. Noi și știm cu toții cât de greu să iei copilul la clasa 5-a când îți vine să-i săruți mâna colegului tău care îți trimite copiii, gata, formați acolo, care ai clasa 5-a, o clasă extrem de a 5-a, 9-a. Se cunoaște învățătorul, deci un învățător lucrat se cunoaște. Dar dacă n-are colaborarea părinților, îmi pare rău, eu tot insist pe asta. Fără părinți nu reușim să facem decât jumătate. Și vedeți, dumneavoastră, sunteți la liceu și simțiți nevoia colaborării cu părinții, dar la clasele 1-4 și la gimnaziu acolo e și mai strigentă. Am trecut, da, prin toate etapele ca părinte și vă zic, dacă eu ca părinte nu mă implic și nu stau lângă copil și nu să văd ce teme a făcut, să văd, a înțeles de la școală, nu a înțeles, îi mai explic o dată. Dacă nu stau de vorbă cu copilul meu și nu-l ajut, nu se poate obține performanță. Nu trebuie copiii să fie genii. Nu-i nevoie. Dar copilul ăla să fie pregătit pentru viață. Cât de des vin părinții la școală? Cum răspund chemării la aceste ședințe cu părinții? La clasa a 9-a vin mai mulți, după care din ce în ce mai puțin la nivele superioare. Dar eu aș vrea și pe această cale să le spun părinților că, de fapt, copiii simt iubirea din partea părinților în funcție de cât timp îl alocă pentru ei. Pentru ei iubire înseamnă timpul cât părinții sunt împreună cu ei. Lucru din ce în ce mai greu de realizat în timpul de noastră, când oamenii muncesc câte 12 ore pe zi. Da.
ne gândim. Deci, suntem într-o societate în care totul e rapid, cât mai mult, pentru că vreau să asigur consumism. Material, vreau să asigur material. Și până la urmă constați, după trecerea timpului, că acest material n-a fost atât de important, dar tu ai ratat partea cealaltă, care e importantă pentru dezvoltarea copilului tău. Da. Deci pun accent pe ceea ce nu este important acum. Prefer să mănânc mai puțin, să am o haină curată, nu două, dar să aloc acel timp. Pentru că în timp, timpul se răzbună și copilul o să zică, păi dacă n-ai fost lângă mine când trebuia sau nu m-ai certat când trebuia. Deci chiar dacă dacă lucrăm 12 ore pe zi, nu contează. Ai venit acasă, alocă-ți o jumătate de oră pentru copilul tău. Ascultă-l, sfătuiește-l, îndrumă-l. Asta dacă e părintele în țară, dar dacă părintele e plecat... Cine îi ține locul? Doamnelor profesoare, nu mai avem așa mult timp din emisiune, dar aș vrea să abordăm împreună o altă chestiune. Astăzi am făcut o știre în care am aflat că anul acesta la maternitatea din Roman s-au născut 70 de copii din mame minore și discutam cu directoarea medicală, doctorița Oana Oanu, despre necesitatea unei legături mai strânse și de necesitatea introducerii în școală, nu doar formal la ora de dirigenție, ci la introducerea acelei ore de educație sexuală, începând încă de la clasele mici, fără falsă pudoare, fără necesitatea de a îl învăța încă de pe băncile grădiniței și a ciclului primar pe copil să se cunoască despre sexualitate, despre tot ceea ce presupune acest gen de educație. O problemă iar delicată v-am pus, mai ales vreau ca profesor de religie. Deci eu ca profesor de religie abordez această temă a sexualității, bineînțeles în limita în care îmi permite disciplina. Din clasa a 9-a mai puțin, cel mai mult în clasele a 11-a și a 12-a, pentru că se pliază pe programă. Da, da, ea trebuie făcută de la clasele mici. Eu sunt de acord că trebuie făcută, mă scuzați că intervin, da. Trebuie făcută pentru că acești copii se nasc cu calculatorul, cu internetul în casă. Și dacă n-ai timp, că n-ai timp, că ești la serviciu să supraveghezi, el cine știe ce vede pe acolo pe și se pare că este bun. Da? Bine. Și atunci ai niște informații brute pe care creierul lui cine știe cum le transformă și ce concluzie trage. Și trage concluzia că este ok, că acolo e un model, nu l-a văzut. Și atunci de-aia trebuie făcută această educație de cât mai devreme. De la 5, zic eu. Facem așa. Dar trebuie făcută de către specialiști. Da. Adică eu dar nu poți să pui fiecare avea un program, le ține minte la orele de dirigenție, dar nu e suficient o oră pe trimestru. Trebuie educație la modul serios, științific, făcut bine în limbajul pe care să-l înțeleagă copiii, dar trebuie făcută, eu zic, de la 5 este ok. Nu, dar eu îi reproșam doamnei director că aceste unități sanitare, spitalele, n-au proiecte de colaborare. Domnule, dacă tu vezi că în fiecare an 70 de mame, cea mai mică 13 ani, uitați-vă, cea mai 35 de nașteri la fete de 16-17 ani. Nu poți să pui ca disciplină educația sexuală. Este mult prea mult. Este mult prea mult. Da, câteva ore pe semestru, da, dar nu poți să pui un an întreg. Sau din clasa a patra... Bun, și cum vedeți dumneavoastră introdusă în programul și realizată o asemenea... Asta e chiar ultima întrebare pe care vă... Deci trebuie introduse tot la orele de dirigenție, doar mai multe ore. Prin colaborare, bineînțeles, cu specialiști. Asta este. Adică dacă am face un parteneriat cu spitalul... Da. Cu... Păi da, dar eu spunea că există aceste cabinete de planning, de acolo e un singur medic care face sau nu face, iar în fiecare an vorbim, că au zis că cam asta e media anuală la maternitatea din Roman. Deci, mai și nu, și atenție, nu doar din mediul social precar. Nu, așa da. Este. Eu vă spun, da. Băi,
ei se trezesc cu informații brute. Doamna director, doamna profesor, ultima chestiune care spun, credeți că acest ordin al Ministerului cu temele va avea soarta celui din 99, adică va fi pus într-un sertar odată cu plecarea ministrului, sau și ministrul următor va ține cont de... Noi sperăm ca colegii să-l pună în practică, în special pentru clasele care sunt prevăzute aici în acest ordin, cele mai mici. Pentru cele mai mari este clar, la liceu copiii nu o să reușească să se integreze în 2 ore. Maxim 2 ore de teme. Doamna profesor, câte teme le vezi da sau nu le vezi da deloc? Dar nu e vorba decât le dăm noi. Le dăm teme, pentru că matematica se învață cu creion. Exact. Deci asta am spus și o susțin mereu. Deci trebuie, e o disciplină aparte. Vorbim acum în vacanță. Dar în vacanță le-am dat la clasa 12-a. Dar și fără să le dau eu, au devenit conștienți că trebuie să muncească și vin să întrebe. Da. Iar la clasa 9-a, eu vă spun, am o clasă de protecție a mediului un pic mai slăbuță decât în alți ani. Și le-am dat teme mereu. Am făcut cu ei în clasă nu știu câte exerciții. Le-am căutat fișe, deci m-am pus pe treabă și eu ca să-i ajut. Păi dacă eu i-aș lăsa așa, fără să le dau teme, nu aș putea să-i ajut să progreseze. Pentru că mie îmi trebuie o bază cu care nu au venit și atunci trebuie să fac ceva. Deci le voi da teme, dar echilibrat. Adică nu exagerăm, dar nici prea puțin. Depinde și de clasă, m-am zis. Stimate colegi, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. A fost o emisiune foarte interesantă, un schimb de experiență în 3 pe discipline din cele mai diverse, de la română, matematică până la religie. Și așa, iar dumneavoastră, stimați telespectatori, credem că ne-ați urmărit cu interes. O zi bună!